Bună încă o dată la toată lumea și bine v-am regăsit pe canalul Clibulsare la un nou video despre favoritele lunii mai pentru mămici, care în cazul ăsta sunt eu. Dacă vă plac unele dintre aceste produse, le puteți folosi și voi. Dacă nu, nu uitați, din toate videourile care le prezint eu, luați ce-i bun și ce vă place, ce nu lăsați la o parte. So, haideți să începem. Le-am împărțit pe două categorii, una despre o categorie de sănătate și o categorie de frumusețe. O să încep cu alea de sănătate pentru că sunt mai puține. Primul produs care vreau să vi-l prezint și poate că o să fiți un pic uimite, eu am auzit despre lucrul ăsta în România, când am fost, nu l-am folosit în România niciodată, auzeam persoane care folosesc pentru slăbit. Acum câteva luni am mers la doctor și aveam niște probleme de sănătate și am spus ce probleme am și ea mi-a recomandat, aveam inflamație în corp. Aveam dureri de oase, dureri de încheieturi și ea mi-a spus să încerc ca fiecare, după fiecare masă sau chiar înainte de masă, cu jumătate de oră, să beau oțet de mere. De 3 ori pe zi, 2 lingurițe într-un pahar așa de apă. Am încercat să-l beau pe stomacul gol, nu mi-a prit așa de bine pentru că arde. Dar am încercat să beau după jumătate de oră după ce am mâncat și vreau să vă spun că m-am simțit foarte bine. Să-l folosesc pentru două lucruri. Folosesc pentru balonare, atunci când mănânci prea mult sau nu neapărat, dacă ai balonar, dacă ești balonată, ăsta te ajută foarte mult. Pur și simplu îți lipește burta de spate după ce ai mâncat. Și în al doilea rând e foarte bun, are foarte multe beneficii, dar eu îl folosesc pentru inflamație, pentru că reduce inflamația din corp, dacă ai inflamație. La câte gunoaie mâncăm noi ziua de astăzi, n-ar fi de mirare ca toată lumea să aibă inflamație în corp. Dar acest este, conține probiotic, și foarte sănătos. Dacă eu nu am timp să vă spun toate beneficiile acestui oțet de mere, faceți un pic de research pe Google și o să vedeți câte beneficii are, dar eu îl recomand, este foarte bun și am vrut să vi-l arăt și vouă. Doilea produs care vreau să vi-l arăt se numește sare amară, cred că românește, o să caut să fiu sigură că nu greșesc. Am o cutie care mi s-a gătat. Este o sare care o pui în apă când faci baie, se folosește cam de 2-3 ori pe săptămână, tot așa pentru dureri, pentru ce folosesc eu, are și asta foarte multe beneficii, dar pentru ce folosesc eu, tot pentru inflamație, dureri de mușchi, dureri de oase, dureri de încheieturi, e foarte bună. Dar fiți atente, nu știu dacă se găsește în România, am citit că se găsește în anumite farmacii mai sănătoase, cred că, sau poate chiar online. Să fiți sigure că atunci când o cumpărați, citiți pe ea foarte bine. Asta e pentru dormit, asta o pui în apă și faci baie în ea și stai cam 20 de minute să te relaxeze, să te adoarmă, practic. Și alta, care, de fapt, poate că sunt mai multe feluri, dar ce am găsit eu a fost pentru Energize, îți dă energie și eu am făcut greșeala să nu citesc ce scrie pe ea și m-am băgat în ea într-o seară pe la ora 10-11 și toată noaptea n-am mai dormit pentru că mi-a dat o energie și n-am știut de ce, până când nu am citit. Conține ceva ginger și clay. Dar scrie aici că îți elimină toxinele din corp, care e un lucru foarte bun, îți dă foarte multă energie și îți ia durerea de mușchi și de oase. E foarte bun, o recomand la toată lumea, e foarte sănătoasă. Ok, am trei lucruri de sănătate sau al treilea lucru puteți spune și la sănătate și la frumusețe, cum vreți. Și este uleiul de coconut. Sunt sigură că foarte multe lume știe despre lucrul ăsta. Tot așa are foarte multe beneficii, are și efect de antibiotic, și efect de antibiotic. La ce-l folosesc eu? La două lucruri. Îl folosesc la mâncare și o să vă arăt ce folosesc la mâncare. Pentru că borcanașul ăsta nu mi ajunge, o să-l folosesc pentru altceva. Dar uitați aici ce folosesc eu pentru mâncare, găleata. Pentru că e cel mai sănătos ulei care poți, cu care poți prăji și acest borcanaș îl folosesc pentru ca să-mi curăț fața și ca să mă demachez. Eu nu folosesc niciun demachiant pentru că toate nu știu cât sunt de sănătoase, deși folosesc machiaje care sunt destul de nesănătoase, mai folosesc și demachiant, mi-ajunge. So, îl folosesc pe ăsta în loc de demachiat și vreau să vă spun că e cel mai bun demachiant care l-am văzut vreodată. Și după ce mă demachez cu el, mă spăl pe față și iau un fel de vată, cotton ball și mă șterg cu el pe toată fața și îmi hidratează fața, ca a doua zi să pot să-mi pun make-up și fața mea hidratată și sănătoasă în același timp. So, ulei de coconut îl recomand la toată lumea. Un alt produs, tot de sănătate, am uitat cam așa de multe,
Este o pastă de dinți, care nu cred că o găsiți în România, dar poate că găsiți ceva asemănător. Se numește Hello și are gust de mentă, normal, dar este cu fluoride, este fără fluoride și de-aia am luat-o. Eu personal, părerea mea este că fluoride nu e sănătoasă pentru noi, nici pentru părinți, nici pentru copii. Și folosim, toată familia folosim, fiecare folosește o pastă care, ori fiecare eu cu soțul meu folosesc asta și copiii separat, o pastă de dinți care tot așa fără fluoride. Da? Asta zice că albește dinții, curăță și înlătură plagul ăla, nu știu cum îi spune românește, care când mergi de obicei la dentist și ți-l curăță dentiștii, ajută să-ți elimine, să poate că nu le elimine definitiv, dar îți ajută să-l elimine pe cât de mult posibil și îți dă o respirație foarte fresh. Și vreau să vă spun că am încercat foarte multe paste cu floride, care nu au floride, fluoride, și dintre toate asta este cea mai bună, pentru că, deși nu face spumă, ceea ce nu mi-a prea plăcut într-un fel, dar toate beneficiile care le oferă, cred că mă mulțumesc cu asta, pentru că îmi lasă gura foarte curată și fresh și amândoi am ajuns la concluzia că asta e cea mai bună pastă care putem găsi. Sau pastă de dinți. Ok. Trei lucruri de frumusețe care mi-au mai rămas. Sper că nu o să fie prea lung video ăsta. Dacă v-ați uitat la videourile mele cu produse care nu-mi plac, acolo ați văzut că am cumpărat un produs de spumă, un fel de spumă care îți face volum la păr și nu am fost prea mulțumită și am spus că o să vi-l prezint pe cel preferat care l-am și îl folosesc de câțiva ani. Părul meu e foarte lipit de cap și trebuie să folosesc ceva ca să mi-l ridice un pic, să-mi dea un pic de volum. Și am descoperit această spumă, se numește Bambu, este de la firma Bambu. Și vreau să vă spun că e cea mai bună care am găsit-o până acum. Am folosit foarte multe, cum am spus, și m-am rezumat să o folosesc pe asta. Nu o folosesc în fiecare zi, o folosesc numai duminica când merg la biserică sau undeva când ies. După ce mă spăl pe cap, după ce părul mi-e umed, mă dau cu ea numai aici în vârful capului și îmi dă foarte mult volum și nu-ți face părul așa sticky și lipicios și nu se vede că ai pus nimic în el, îți dă numai pur și simplu volum. So, Bambu. Ok, un alt produs care vreau să vi-l arăt este un deodorant care miroase foarte bine, ăsta e aproape gata și motivul pentru care îl folosesc este că nu are aluminiu. Și miroase bine și este sănătos, în opinia mea. Mi s-a terminat și am mers ca să-mi cumpăr altul, nu am mai găsit, spune că e pentru ea aici. Nu am mai găsit modelul ăsta și am găsit aceeași firmă, dar cred că e de bărbați, deși nu mă deranjează, miroase foarte bine. Nu scrie că e pentru bărbați, dar tot așa nu conține aluminiu și își face treaba. Aia îmi place mai mult, că miroase și bine, e și sănătos și își face și treaba. Ok, și ultimele produse care s-ar putea să le găsiți și în România, dar dacă nu în România, în Europa, este un gel de unghii și este de la Revlon, dacă nu mă înșel, da, este de la Revlon, am 4 culori, dar vreau să vă spun, ca și mămică, pentru că spele atâta, eu nu am găsit niciun lac de unghii care să-mi țină mai mult de 3 zile pe unghii și mă deranjează lucrul ăsta, că nu am timp să-mi pun toată ziua unghii pe degete, pe unghii. Nu am timp să-mi pun totdeauna lac pe unghii. Și am găsit, am deja aceste 4 culori, o să mi le cumpăr pe toate, probabil că e cel mai bun care l-am găsit de la farmacie și este de la Revlon și se numește Color Stay. Și vi-l recomand dacă îl găsiți și dacă aveți problema aceasta care am avut-o eu, este foarte bun pentru unghii. Ok, cam atât au fost produsele mele, sper că v-au plăcut, spuneți-mi dacă vă plac genul acesta de videos ca să mai facem, dacă nu, nu, și ne vedem în următorul video.